ziua, vreodată. Prin dispoziția domnului primar, numărul 320 din 23 iulie, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 11, absentează nemotivat domnul Oprea, domnul Gabriel, domnul Mărcuț și domnul Marea Victor. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrurile. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. Bună de zi, avem 6 proiecte de prevenire și punctul de vis. Ce este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Observați la procesul verbal de 30 iunie. Dacă nu, îl supunem la cota. Lipsitul Matei Gabriel. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul primar, mă să fie care. 10 voturi pentru și o abținere de Matei Gabriel. Domnul președinte de ședință ales, Mușcan, vă rog să continuați. Proiect de hotărâre numărul 44/2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor slash aporturilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT Căiuț, perioada 2021-2023. Domnul primar, puteți. Consiliul Județean, o să fac ei licitație și tot ce trebuie pentru chestia asta și trebuie să ne pot tădea prin asta mai mult spune. Licitațiile se licitează Consiliul Județean. Se scrie cineva la cuvânt? Păi este pe ca? Da, atunci spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? De atât cineva? 11 voturi pentru. Continuăm. Proiect de hotărâre numărul 45/2021 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare în două loturi a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Căiuț, înscris în cartea funciară numărul 62.208, Comuna Căiuț. Primar, vorba de... Ce nu vezi? Da, sunt unde nu? Poate că nu vezi. Se scrie cineva la cuvânt? Nicu, Nicu, e aici la izlas, dacă... Care? La Nicu. A. Sentință civilă din 2010. E o sentință civilă. A, care e... Da. Da. Nu se scrie nimeni la vot. Supunem la vot, la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? 11 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 46/2021 privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al Comunei Căiuț la data de 31/3/2021. Să scrie cineva la cuvânt? Da, domnul Chiar, aveți cuvânt. O scurtă propunere. Decât un raport din ăsta care este pur tehnic, și nu știu câți din noi avem studii economice ca să ne dăm seama ce spunem, eu cred că mai bine ar fi el să fie făcut că e corect. Pentru cei care știu, cunoscătorii, să se uite pe el, să fie făcut o sinteză, da? Domnule. O sinteză în ce sens? Doamne, se spune, la un anumit timp, la trimestrul 3, 2, 1, care se face, s-au încasat atâtea, veniturile sunt atâtea, s-au cheltuit atâtea în stoc, bani în stoc. În cont mai avem atât. Adică băbește. Băbește, pentru că eu, sincer vă spun, nu știu să-l citesc. Dar nu știu cât, că nu toți suntem economiști. Da, dai bugetul aprobat, s-a dat. M-ați înțeles? Și ne dăm seama atunci și noi, doamne, dacă ne mai putem întinde. Da, dacă sunteți de acord. Când e vorba de încheierea exerciției bugetare, cum s-a asta. În ședințele comisiei, în timp, ca să fie în timpul programului, așa că noi acum am propus ședințele dumneavoastră, domnule, la ora 5, vine comisia, o cheamă doamna contabilă, ia toate datele. Domnul primar, nu pe toată lumea de aici interesează. Eu mă uit pe un alt raport, în rest am mă uit. Cu atenție și cu știu la ce zice. Da. Problema se pune... Asta-i sinteza. Dar e destul de bine sintetizat.
scrie doamna comunată. Acum dumneavoastră vedeți Băbește și nu spune doamna. Sinteze ce nu mai trebuie să spuneți. Bine, măcar. Hai să spunem la vot. Da, spune la vot. Ce este pentru? Împotrivă? Ce este abține? 11 voturi pentru. Continuăm. Proiect de hotărâre numărul 47/2021 privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al Comunei Căiuți la data de 30/6/2021. Același lucru la altă perioadă. Următorul trimis. Următorul trimis, evident. Se scrie cineva în vânt? Spune la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Eu. Împotrivă? 10 voturi pentru și 2 abținere. Vă bucur la. Proiect de hotărâre numărul 48/2021 privind asocierea Comunei Căiuți cu județul Bacău și DGASPC Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Se scrie cineva la cuvânt? Supune la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? 11 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 49/2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pe anul 2021. Domnul primar, te spuneți ceva despre această rectificare? Vreau doar să vă spun că la ședința anterioară am grăbit, m-am laudat că vine mai mult la stație de urgență, dar hotărârea de guvern nu ține cont de raportul comisiei de la prefectură și de la s-a venit în loc de 5.000, adică 5.000 vechi, 1.600 și ceva. Deci 1.600. A terminat dată. E un mare scandal pentru județul tot comun vis-a-vis de banii dați. Am înțeles. Ce vă așteptați dacă păi da. E astăzi pe gândele. Am înțeles că la amănăsirea ca și în dată 48 de miliarde, să nu știu că eu nebunit cu acea dată. Asta e. Atât dat, atât primim și trebuie să rectificăm. Se scrie ceva la cuvânt? Supune la dată. Cine este pentru? Cu condiția să facă domnul primar un bonăriț la viitorul. Împotrivă? Se abține cineva? Mă abține. O singură abține. 10 voturi pentru și o abține domnul consilier Bogdan. Păi la care a ferat, domnul Vicicu, de acum s-a arătat eu răzut. Așa s-a făcut. Să fugi, mă stai. Deci, diverse de văzut că le-am avut înainte. Da, s-au epuizat proiectele de hotărâre pe urmă de zi. Mergem la punctele diverse, la turcul diverse. Așteptăm să scrie, vă scrieți la cuvânt. Cine să scrie la cuvânt? La cuvânt de aia. Dacă domnul consilier Brilea are scuvânt. Da? Domnul consilier Brilea. Ne luptăm cu morile de vânt de 31 de ani și nu rezolvăm nimic. Ața primar a fost consilier, viceprimar, n-am reușit nici acum să-i dăm o destinată și să finalizăm lucrurile. Tot a venit, a investit, s-a ruinat, s-a pierdut bani, nu s-a făcut nimic. Să-i dăm o destinată. Chiar dacă e Ministerul Culturii, domnule, trebuie luat la întrebări dâns și care e situația, e pe raza comunică, răspunde puterea locală de acest edificiu care îi părăsit vorba aia, investitați la bani în el și la comunii, se dă o destinată. Trebuie să ajungem la final, până la urmă mandatul ăsta, indiferent de condiții care. Ne facem chiar de atamă.
Vă mulțumesc. Da, da, da. Da. Cine se mai la cuvânt? Da, domnul consilier pentru cultura, dacă sunt. Așa mi-am promis azi că în toate ședințele, și am zis, nu mai avem primar, el copem cu alea aprobat, ulițe, copem, dar mai avem viceprimar. Băi, e al doilea mandat, într-adevăr, nu l-am votat ora asta, să nu poate pricepe ceva. Poate mai prinde o tură și vrea aia vot. Păi, fac ceva, că ar fi rost. E bune, aveți niște bani, ați rezolvat-o de aici, cu toată lumea care îi mai auză. Când a zis că să faci, cât de colmatați, vă duce jumătate de metri. Cât îi mă faceți un calcul și îl reparați de aici, să duc să iasă la moară. Că păcat și din investiția care s-a făcut, s-a dus mai pe toată. Aici nu știu cât, dar eu zic că era la îndemâna voastră. Aveați niște bani în fondul de rulment. Mulțumesc toată lumea. Eu vă spun, cred că în 10 miliarde faceți un strat de 4-5 de bituri de reparație, că puteți să faceți reparație. Simplu. Și am să închid-o, o să dea asta mare din beton. Și dacă nu divârci, aia avem în casă. Să știți, blocăm drumul toate arterele de acces. Și toți la hirtuți suntem plâns cu la bulci. Și te mă gași cum e mare. Și atunci îl chemăm pe domnul viceprimar, nu pe domnul primar, că nu prea a fost să ceară votul. Tu ai fost. Hai, bă, cum scoți cămașa? Când ești la țar să gherghina și să votezi, ai de mă. Fă, asta e ce mare e bun. Nu aveți probleme. Dar tu casa Rosetti cu proiectul nu a mai înaintat deloc? Dar suntem pe da, urma să... Suntem pe locul 6, la lângă din țară, dacă vă uitați pe lista cenitului. Dar știm că ne-au dat drumul la noi locul, dar locul 1. Așteptăm, insistăm, am avut discuții, am avut, facem tot timpul, avizii, de nou, alea, muncă. Deci da? E muncă, știți că noi am mai vorbit și la momentul respectiv când au fost atunci, n-am spus-o cu ironie sau de altceva, poate spuneam din experiență. S-a pierdut trendul, poate și din neglijența administrativă, poate și am lăsat când am fost cu gazul. Dacă noi acum 5 ani, când se vorbea, spuneam toți până în decembrie, care depun prin finanțare, ne-am lăsat, am măgit X, Y, Z. Și mă rog, s-a dus, că greu o să prindem. Gândiți-vă acum 3 ani, dacă chinii PNDL, știi că am trecut odată, în vremea lui era viceprimar, îl băsesc. Să închidi PNDL 1, PNDL 2, de ce îl închidi? Că proiecte multipesediste. Și acum ce vor? Că la aia lor nu le dă nimic. Și politicul ăla să câștigi peste 3 ani. Și o să vedeți cum ai spus că la casă ne-a dat 48 de miliarde, că cred că nebunește, ai nu știe să-i citească. Dar multe alte comuni. Și uite, sunt câteva 5 comuni, speneliți într-adevăr, care au prins acum cu dosare de pus finanțare de gază. Da. Gândiți-vă la alte surse de finanțare, deci proiecte de finanțare cu PNDL 1, 2 și ceva mai venit, va fi greu să prindă bani. Și o să vedeți că am dreptate. Mai sunt sus, proiecte europene, proiectam bun, deschide ușa, căutați o intrare la Ministerul Dezvoltării, că acolo, dacă nu, decidem oamenii niște. Mai sunt oportunități. Hai să realiști. Ce noi, domnul Hiatiu Luna, l-am obținut banii, am obținut în opoziție, da. Știți unde pune teacă de 300, mai bagă 10 și aia de jos. Sau Nelu, când au prins corpul, în situația noastră, vă răștept. Care au ca să înceapă finanțarea, cred că o termină, dar... Deci, doar știi, la Tătărești, din 2002, nu-i finalizat, pe fostul 577, program de investiții, nu-i finalizat alimentarea cu apă. Deci când nu s-o ținut, le-am mai dat bani, așa e moarte, salut! Iar când am spus un proiect, m-am mut, nu mai gândim, nu-ți dă nimeni într-o comună 10 milioane de euro. Ferească Dumnezeu, 1, 2, acolo, hai! Alte sus, finanțare externă și bani vor veni acum. Vor veni bani cu un proiectant. Da, momentul ăsta sunt închise, adică sunt închise. Sunt închise, adică nu se deschise nicio sesiune. Așteptăm să deschidem. Și dacă ai proiecte bune pregătite, îmi consultam, trecoară unul, nu-ți bagă 5. Da. Ca la altă, dar unul nu duce. Încercăm, fii, dar să spun. Dacă fii gază, crezi ceva, că n-am mai văzut. Nu, o bani de lucru. Nu mișcă nimic. A fost doamna, domnișoara la mine. Păi mai am ales acolo de nu știu cât am slucit domnul Francis să depună ceva pe de 10.000 de euro sau... Acum eu îți dau un sfat și ce mai, cum mai ai bani de acolo. Fă ceva să facă.
Păi investiții mari, chiar dacă începi, băi, când te duci pe finanțare 50%, mai îți dau ei 50, faci ceva mai mult, mai mare. Da, ce prin asfaltare am creut sat? Nu, dar... O să trebuiască să ducem niște bani neapărat pe apă, la sistemul de apă, să facem, să facem noi investiții, că satul Căiuț, cum e, acum, nu este apă, da. Trebuie făcute investiții, că nu putem sta fără apă. Trebuie să arătăm... Nu mai duci pompele, nu... Nu faci, faci trei pompe, trebuie să mai punem o pompă neapărat. Când cum puți... Dacă e bună, erau două pompe care s-au înfundat, nu mai... Știi prea bine! Asta merge nu stop, nu stop. Dacă s-ar vrea, asta nu merge bun niciodată. Trebuie folat cum, da, e problemul meu. Și vara mereu nici din chestia asta, să chiar... De pe timpul. O simțim pe... Nu mai gândiți-vă la un bazin de 1500, 1600 de metri cubi în timpul, cred că nu-ți consumă mult, ăla la e tampon. Nu, dar degeaba. Deci pompa care este pe Căiuți, merge non-stop. Îi mai trebuie o pompă ca să poată să facă o pauză, să nu faci fața. Să mai facă o pauză. Da, să știți doar, știți, când am făcut pompa aia pe lată să fundați, să dusese la vreo 750 de ani, că nu e așa mare. Păi da, trebuie viață, da? Aceeași probleme și la pompii, dacă se inițiază ea. Nu este. Partea de sus nu este probleme, da. Partea de sus nu e. Hai să mai explic la cineva, că așa, da. Doctor, ați terminat? Da. Doctor, ați terminat? Da. Bun. Are cuvântul domnul consilier Matei Ioan. În ședința trecută, domnul consilier Vocă a ridicat problema proprie la Bidare. Atunci a spus că găsiți o soluție într-o unde zi rezolvați. Nu rezolvată nici problemă, nici în ziua de azi. Era să nu roata a fost. Găsiți totul, faci un efort și poate reușiți să rezolvați. Aia la știți, la care am întâlnit, dar când distrugare. Atât. Unde am să fac, s-a lăsat. Domnul consilier Orcheală, astăzi văd că cu toții evidenți probleme și zbuti la, la număr. Plecând de la drumul, de la apă, de la canalizare și așa mai departe. Dar eu am, vin cu o propunere, că dacă se merge pe blocat drumul, cum spunea colegul domnul Iurlan, și Hertiul cu ăștia și Vrânceni vor bloca drumul de la Hertiul, dincolo peste pot, dacă nu se asfaltează. Deci, ăsta de la calea ferată blocat dumneavoastră, noi să ne apucăm să-l blocăm pe ăla. Eu zic să renunțăm la blocare de drumuri, să punem odată, să ne punem de acord și vorba cu Iva. Dom'le, decât să mergem pe bucățele din astea mici, cârpituri, o uliță acolo, așa, revin cu o rugăminte în fața dumneavoastră că în funcție de utilitatea unei investiții și de numărul celor care beneficiază de ea, recte, și am să dau exemplu drumul de la Hertiu, că sunt patru sate, dacă ar fi asfaltat ca drumul ăla să fie făcut, ar fi prioritar în fața oricărei uliți și în fața oricărui lucru din comuna respectivă, dacă țineți cont de treaba asta, eu zic că ar fi bine. Că apă nu e în Popel, că apă nu e în Căiuț, ne doare sufletul, da, nu este. Dar la Hertiu nu e deloc apă, la Vrânceni nu e deloc apă, la Băște nu e deloc apă. Gândiți-vă că în Hertiu, când trebuie, au început să sece, eu am două, la număr, să... La Praga, eu zic că un proiect chiar la cât au să recostă de 1 milion de euro să bagă apă în țară. Fără tot ce facă. Deci, concluzionăm. O problemă dacă putem să regândim un pic investițiile astea cu care cu bruma aia de bani pe care o avem, să o regândim și să prioritizăm lucrurile. Și pun accent pe drumul ăsta de la Hertiu dacă s-a asfaltat. Am văzut, domnule primar, la pod, la timpanul dinspre Hertiu, că s-a făcut un drum acolo de pătrundere. Să înțeleg că s-a făcut de lucru, dar iar a făcut drumul ăla. A fost o zi acolo la drumul ăla și după aia pauză, până la toamnă. Păi, domnul Lucian, vreau să vă las stână. Ce să vă zic? Că zi de zi telefoane și sună și adrese și la un moment dat mă sună. Domnul primar, știți, am venit cu un escavator mare, mă apuc, gata, numai să-mi dați o locație și duc escavatorul. Băi, vicile, du-te acolo, caute-l ăsta, poate ce-i trebuie să duc escavatorul. Mă sună, că dar nu-i nici un escavator aici, bă, mă nebunez de tot, eu razna, mă duc și mă împușc. Și, bine, a doua zi, vin
țapca de treabă. Am impresia că ne crede... Vă vedeți că l-a luat înapoi. Ne crede craie. Da, l-a luat? L-a luat? Da? Da. E. E, da. Doamne, ce este asta cu ciuperul? Asta cu atacul? Nici nu v-am putut să-i se apucă de treabă. Și la urmă, urmă, domnule primar, vreți să vă spun ceva? Puteți să-i fac... Când el v-a cerut locații... Când el v-a cerut locații pe administrator, noi fost o realizare de șantier. Ce te-am făcut? Nu, domnule, suntem dispuși să punem noi și noi vom să ajutăm. Îi dau grada mea, copii. Păi, dar acum să vină să facă, aia este... Dar tu nu ne minte, domnule, că asta niciunul ce face. E să vă păi, dar cu ce sunt eu de vină? El a contractat în 2018 și prețurile au sărit de 3 ori. Ce vină am eu? Ce pot să-i fac eu? Că n-am ce să-i fac. E vina lui, dreapta, m-a luat să vin să facă treaba. Are probleme. Nu vă spun ci că l-am mai urmărit și prin asta. Are probleme. Ce probleme are pe la Purginești? E așa acolo are vă trei podul contractat. Și am vorbit cu colegul de acolo, nu știu, treaba ta, dar e greu, greu. Am vorbit cu proiectantul, că sunt în asociere. Ce faci? El a luat niște bani. Deci, noi suntem agățați, proiectul a început. O să-l termine, dar să nu se întâmple ce spuneai pe la Corbasca sau unde a fost. De 20 de ani, început și nu mai termine. El este principiul, ne de doi. Da. Dacă mă îngolcochează, era mai scurt. Acum, eu am fost deschis, vă spun și dumneavoastră, l-am chemat, că el a zis, nu mai sunt bani la PNDL. Vino la treabă, cât îți plătesc și recuperez eu de la PNDL când îți mă bani, dar vino la treabă. Discuțiile astea le-am avut pe vino, că plătim din bugetul local și îți iei banii. Chestia e că nu pot să actualizez eu prețurile acum. Era o licitație cu prețurile de atunci, fă-o! Da, vin. Toți te-am pădurat sau o semnat? Nu, cam spus ce am spus. Nu multe ar fi de... Să mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Nu. O stat cu ce l-am spus, vedea dreptul ăsta la... Și? Referitor la drumul Mărcești, lăsăm o parte cu platforma drumului, eu nu am aspect spinos, vegetația lemnoasă și cea ierboasă care am gustat foarte mult drumul. De aspect, ăsta, vegetația lemnoasă, cel puțin pe zona Hulei, sunt băieți cu mașini care scot chiboare, plătesc și spun că când se întâlnesc două mașini, deci trebuie să treacă prin... Sau că mi-e... Domnul Bici, cred că știe că și dânsul văd mașina despre acolo, cu alte probleme, dar știe zona da. Și se confirmă ceea ce spun, nu? Da. Deci trebuie, o să treacă micromundul școlar, o mașină se descurcă, trece, dar când se întâlnesc două mașini în zona aia, nu așa este un gust, este vegetația sau câmpul, tot își gârie mașina, îi scopot și am observat o sezitare la băieții de la Compres, pește strada Primăverii, în spate, pe la Sărgulatul, pe acolo, la Pervin, nu mai crene și nu mai trag, și acolo un pic cu tractorul, toată traga a fost, au trecut, al nostru nu s-a mai făcut chestia asta, cu tractorul, cu drumul, cu partea cu deși, și atunci vegetația ierboasă acolo, am lăsat foarte mult drum. Ăsta de la 460 băieții, care sunt din zona Mărcești, a costat mențul drumului și se revine la dimensiunea inițială. Bun, vă mulțumesc. Dacă nu se mențelie nimeni, e clar și... Domnul, mă scuzați că ați spus din Mărcești. Poate da. Confundă-mi în Mărcești. Poate nu Mărcești da, trei, poate că așa... Poate de mama lor, vorbim de apă. Acolo mai trebuie văzut un pic sistemul de iluminat public. Sunt becuri lipsă... O fântână se poate face. Și asta trebuie un pic de zi, da. Atunci ar trebui atenție și pe aspectul ăsta. Da. Deci cu această ocazie declar ședința încheiată din acest moment. Discuții libere.